zic? S-a căzut ceva? Bună ziua tuturor și mulțumim mult pentru prezență, atât celor care iubesc fotbalul, sportul în general și mai ales presei locale foarte interesată de acest eveniment. Am făcut multe eforturi și ne-am zbătut mult pentru ca FC Argeșul, echipa de suflet a piteștenilor, să fie în situația în care este astăzi și anume să promoveze în Liga 1. Și nu mai fac un istoric sau o discuție despre faptul că drumul n-a fost ușor și că am început din Liga 4, fiind dezafiliați acum 14 ani. Astăzi ne-am întâlnit ca să prezentăm, pentru a prezenta noul echipament al FC Argeșului, al echipei FC Argeș, pentru competiția care începe pentru anul... Haideți, domnul... Așa. Pentru 2020, campionatul 2020-2021, și vom prezenta de asemenea autocarul echipei cu inscripționat și îl puteți vizita și îl puteți să-l vedeți așa cum l-am pregătit și așa cum este amenajat. Aș vrea să vă spun că oamenii piteștenii au așteptări mari de la echipă, de la autorități și nu în ultimul rând, și se va discuta destul de mult și de aici încolo, nu în ultimul rând, aș vrea să precizez faptul că eforturile nu au fost mici și vor trebui conjugate eforturile tuturor și pe perioada următoare, pentru că este vorba de susținerea echipei, a sportului, a fotbalului și care presupune resurse financiare importante. Și aș începe să prezint pe cei care sunt aici, ca să nu intru în conflict și să am vreo probleme, că ne-am iubit mult, adică eu spun sincer, de-a lungul anilor cu doamna Gica Dobrin, care a crezut, probabil, a avut și niște momente cu care i-am dat toți dreptate, pentru că este un om important, este urmașul celui mai mare fotbalist al pe care l-a dat România și care este prezentă cu noi și care vă va spune ceea ce consideră dumneai, pentru că fotbalul este sufletul dumneai și nu aș vrea să închei prezentarea dânsei, pentru că veți constata că și-a dat acordul foarte deschisă pentru ca marele Gicu Dobrin să se vadă să se afle pe tricoul nostru. Da, acesta este tricoul dumneaei, care îl vom înmâna cu semnăturile tuturor și îl vom mâna în fața dumneavoastră, pentru că nu zic că e foarte mult, poate nu este ceea ce trebuie din punct de vedere al așteptărilor, dar din punct de vedere posibilităților am făcut și trebuie făcut tot ce se poate. N-aș vrea să... Da, nu. Ia tata. Aș vrea să prezint și ceilalți invitați și aș începe cu domnul președinte Gentea, președintele echipei FC Argeș și liderul în Consiliul Local al consilierilor care au aprobat toate demersurile. Acesta este adevărul, nimic altceva, ca să nu speculeze cineva sau să zică ce crede sau să facă, sau să, mă rog, să spună ceea ce nu este adevărat. Știți bine eforturile pe care le-a făcut, știți că a susținut alături de noi și de toți cei care, și de alți consilieri, trebuie să fie foarte clar, Consiliul Local a sprijinit toate demersurile privind echipa,
Eu sunt convins că și în continuare se va întâmpla același lucru, dar aș vrea să-i mai spun ceva și fiecare va spune în cuvântul său ce are de spus, că s-a făcut praf, dacă ăsta este un cuvânt, nu este cel mai potrivit, ca să aducă niște bani echipei, care înseamnă foarte, foarte mult, e vital acest lucru. Fără bani, fără resurse, nu putem face nimic. Echipa nu poate, nu, neavând condiții, nu ne putem aștepta la rezultate. Și nu în ultimul rând, și mai sunt și alte prezentări pe care le voi face, în calitate de președinte al echipei FC Argeș de 16 ani, aș vrea să prezint cu mare bucurie cei doi investitori care au fost alături de noi și care, vă spun, nu-i găsești la orice pas și care foarte deschiși, cu sume importante de bani și cu promisiunea, să nu zic eu în locul dumnealor, și cu speranța că vor fi în continuare alături de echipe și vor susține echipa, evident, cu posibilitățile pe care dumnealor le au. Și e vorba de domnul Tudose, o surpriză extraordinară. A discutat mult cu noi, în special cu domnul președinte, cu domnul Gentea, și a venit, ne-a surprins, plăcut, că a fost foarte prompt și a venit cu sprijinul financiar de care avem nevoie, pentru că lucrul acesta s-a întâmplat exact când aveam cea mai mare nevoie, având în vedere faptul că tocmai Liga Profesionistă de Fotbal ne-a anunțat că ne taie din buget suma cam aceea cu care dumnealui a compensat acea pierdere, dacă pot spune așa. Acesta este tricoul pentru domnul Tudose, cu mulțumirile, cu toate mulțumirile vis-a-vis de gestul dumnealui. Și a fost al Dobrin, 11 următorul. Cum Dobrin a adus două titluri, sper și eu cu domnul Gentea să aducem două titluri la mine. Mulțumim, bravo! Aș vrea să vă prezint în continuare pe ceilalți colegi importanți și să noi ne cunoaștem între noi, să dialogăm, să vorbim, dar și domnul Cicu, un om extraordinar, și o să vă spun de ce, a venit cu promptitudine în sprijinul echipei, în sprijinul nostru. Uitați, despre lucrul acesta este vorba, dumnealui este prezent aici și a venit în sprijinul nostru în a îndeplini condițiile impuse de, pe partea de comunicare de presă, cu un cort, un cort așa cum este prevăzut în norme privind activitatea și mai ales comunicarea în legătură cu activitatea fotbalistică, cu meciurile efectiv. Vă mulțumim foarte mult, acesta este tricoul pentru dumneavoastră. Nu pot să merg mai departe până când nu anunț și prezența aici a domnului profesor Dima. A venit de la Curtea de Argeș, m-a sunat într-o seară, cred că era pe la 10:30-11, acum de vreo lună de zile. Nu, dar sufletul dumneavoastră înseamnă fotbal, FC Argeș este prea puțin spus. S-a bucurat enorm de tot ceea ce am făcut noi, ne-a încurajat, a venit la toate întâlnirile principale importante, va veni și în continuare. Îi mulțumim frumos pentru tot ce a făcut și pentru dedicație. Prezenți alături de noi mai este și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Ioan Mânzână, care o să vă spun scurt. Ați observat că este mai mereu prezent la echipă, este prezent la meciuri, acum cu situația asta mai mult sau mai puțin, dar ne-a ajutat efectiv cu bani pentru echipele de junior, din mult puțin, contează foarte mult, a făcut un gest important care a fost apreciat de toată lumea. Prezenți de asemenea aici sunt cei doi colegi din conducerea echipei, din conducerea clubului FC Argeș, domnul Marinescu, prezent și financiar cu societatea pe care o conduce și din punct de vedere legal înseamnă un sprijin și o posibilitate ca echipa să evolueze, cât și domnul director Becheanu. În calitatea asta sunt dumneavoastră aici. Nu în ultimul rând, vreau să vi-l prezint pe domnul Badea Ionuț, cu pretenții maxime. Știe toată lumea că este un antrenor, e apreciat, foarte bun, un antrenor care a făcut multe, se vede, care a luat echipa de unde a luat-o, a adus aici. Noi avem pretenții, noi sperăm să răspundă pretențiile noastre și echipa să parcurgă să aibă un parcurs ascendent, deci un parcurs care să răspundă iubitorilor, pretențioșilor, celor care iubesc și care fotbalul. Nu în ultimul rând, prezint aici pe domnul președinte, pe domnul Mihai Foamete. Hai, Mihai, aici.
sau nu mai avem, hai să zicem, domnul președinte, care poate să pot să vă confirme toți membrii din conducere, câte și toată lumea, câte eforturi și câtă implicare a avut pe această întreagă perioadă și cât ne-a sprijinit din punct de vedere al meseriei sale, mai ales al meseriei sale ca și jurist. Nu în ultimul rând este prezent domnul viceprimar Tudosoiu, iubitor, nu mai spun că e specialist în activitatea sportivă, și mai sunt colegi din Consiliul Local, e doamna Tatiana Preduț, e pe aici doctorul Șerb, care e medicul echipei și consilier. Păi, domnul Tăcălu, sigur, așa, vă face cu mâna, el e mai, un pic mai retras de fel, dar pune osul și pune mâna pe oase, că asta e meseria, de mulți ani la echipa FC Argeș. E prezent aici și domnul deputat Georgescu și ceilalți colegi din Consiliul Local. Aș vrea să fiu un mare iubitor de fotbal, domnul director de la Muzeul Județean, Cornel... Cornel Popescu e prezent și să mă ierte, mai ales fost și fotbal. Jean Barbu, Diorem Oicea, e aici, păi nu putea fără, nu se putea și e foarte bine. Fără arma secretă. Da, și alții și le mulțumesc tuturor. Acum, ca să nu stăm foarte mult, că am zis că parcurgem pe repede înainte, aș vrea în primul rând să-i dau cuvântul doamnei Gica Dobrin, după care domnul Gente și apoi toți care vor să doresc să vorbească, să o facă. Doamna Dobrin, vă mulțumim mult încă o dată. Cred că toată lumea apreciază, toată lumea vă știe sufletul dumneavoastră mare și vă știe că sunteți aproape și că veți fi aproape de echipă, pentru că asta ați făcut toată viața. Poftiți și după care domnul președinte Gente și apoi vă rog. Nu vreau să vorbesc mult. Mai în față, pe familia mea și pe mine mă știți de o viață, mai ales în ultimii 11 ani. Sunt aici niște oameni dragi mie, altfel nu eram, nu dezgropăm nimic, că nu este cazul, nu avem nimeni nimic, ați înflorit voi mult, nu contează. Eu sunt mândră și fericită că Gicu și generația lui a lăsat un pedestal în care ne bucurăm de generațiile care au fost. Eu sunt convinsă că de acolo Gicu totdeauna a fost cu sufletul, cu viața lui, cu tot ce a contat pentru el, FC Argeș și acest oraș care ne-a crescut și suntem aici. Eu îi mulțumesc lui și bunul lui Dumnezeu, mulțumesc celor care m-au invitat și doresc ca această echipă să fie nu la acel nivel, cum spune domnul primar, două campionate, bare unul să avem, dar să ne bucurăm așa cum ne-am bucurat în toți anii. Le doresc mult succes și eu mai mult nu pot să fac, că eu sunt mică. Vă mulțumim frumos. Da. Deci am spus-o și eu repet, este o zi cu totul și cu totul specială și eu îi mulțumesc din suflet doamnei Dobrin pentru că a făcut astăzi un lucru extraordinar. A permis ca mâine seara la meciul cu UTA sau începând de mâine seară, FC Argeș să joace cu un înger pe umbă. Deci, doamna Dobrin, vă iubesc. Vă mărturisesc că vă iubesc. Și, eram sigur că așa veți face, pentru că dumneavoastră ați iubit, știu, ați iubit mereu această echipă și sunt sigur că veți fi tot timpul alături de ea și eu vă promit că și noi vom fi alături de dumneavoastră tot timpul. Vă mulțumesc! Vreau în al doilea rând să-i mulțumesc într-un mod cu totul și cu totul special prietenul meu, Viorel Tudose. Deci vă spun, o spun de două zile, tot timpul, cred că este cel mai sufletist sponsor al unei echipe de Liga 1. Deci este un tip extraordinar care are foarte multă muncă la el la firmă, dar de dimineață începe cu telefoanele și întreabă de echipă, întreabă de teste, întreabă de ce mai este nevoie acolo. Deci și îi mulțumesc doamnei Dobrin Încoată și domnului Victor Jincu, că m-au pus în legătură cu un asemenea om, și dumnealui că după discuția pe care le-a avut cu doamna Gica Dobrin este posibil să avem ceea ce avem astăzi. Nu pot să-l uit pe prietenul meu Edi Cicu de la Hidrogaz, la fel un tip foarte săritor care a venit cu o sumă importantă alături de FC Argeș. Iar mâine seară veți vedea la meci că s-a implicat și pentru cortul pe care îl avem pentru conferința de presă, l-a adus personal și îi mulțumesc foarte mult. Deci am să rog mâine seară pe Ionuț Badea să-mi permită la 17:30 să intru în vestiar cu cine mai merge cu mine. Vreau să le spun jucătorilor, să le urez succes și să-i fac să conștientizeze cine îi veghează de acolo de sus.
și că marele nostru jucător, Gicu Dobrind, acolo în ceruri, așteaptă victoria de la, de la ei și așteaptă un joc bun și tot timpul un parcurs ascendent începând de mâine înainte. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă garantez că nu e victoria. Domnul Tudosă, vă rog. E greu să fața piteștenilor când știu că au trecut în fotbal două titluri de campioană, Marele Dobrind. Deși nu sunt piteștean, să știți că sunt alături cu sufletul de pitești și sunt mult mai piteștean decât Găduni. Să știți că indiferent de care va fi implicarea mea la această echipă, ca sponsor, ca acționar, Piteștiul va rămâne al Piteștiului. FC Argeș este și va rămâne a Piteștiului. Împreună cu Cristi Gentea, care, așa cum am spus-o, este un liant pentru sportul piteștean, este cel care m-a convins. Eu am mai avut o tentativă să vin la Pitești acum vreo 6 ani, dar din păcate nu spun din ce cauză nu am venit. I-am promis domnului Stroie cu 3 luni înainte să moară și Dumnezeu să-l ierte că voi veni la Pitești și sper ca promisiunea mea să se adevărească în anii următori. Nu în ultimul rând, ci cu asta închei, cu un respect deosebit pentru familia Dobrind, pentru ceea ce a însemnat pentru fotbalul românesc, Gicu Dobrind și tuturor jucătorilor din acea perioadă și celor care au venit după ei. Acum, echipa de astăzi are obligația morală de a respecta Piteștiul și numele de Dobrind. Vă mulțumesc! Să fie aproape financiar pentru a-și îndeplini obiectivul și au ajutat să resare pe scena sportului de nou în Liga 3 și să rămână acolo unde este. Mulțumim! De pe margine. E un moment special pentru că după foarte multă vreme FC Argeș recapătă identitate, se branduiește și nu pot să nu amintesc aici eforturile care s-au făcut până acum și cu care sunt convins că se vor mai face. Mulțumim conducerii pentru că ne oferă condiții de 5 stele pentru a performa. Nu este un lucru ușor având în vedere timpurile pe care le trăim și datoria noastră și morală, dar și practică, este aceea de a, în primul rând, de a menține echipa în prima ligă și apoi obiectivele noastre să nu se oprească aici. Este o moștenire grea, pentru că așteptările sunt foarte mari întotdeauna la echipă, indiferent cine va purta acest tricou, pretențiile vor fi mari. Jucătorii sunt convins că înțeleg acest lucru, așa cum și noi, cei din staff, avem experiența necesară pentru a-i face să conștientizeze acest lucru și vrem să ducem mai departe moștenirea tot ceea ce a însemnat și înseamnă Nicolae Dobrind. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul profesor! Imediat dumneavoastră! Domnul profesor! Poftiți! Mi-e foarte greu să pot să mă concentrez și să stăpânesc emoțiile. Două fotografii celebre, dincolo, FC Argeș, Real Madrid, aici fanii, care de-a lungul timpului au susținut cu frenezie această echipă. Domnule primar, colaboratorii dumneavoastră, doamna Dobrind, Ionuț, mare cinste ne-ați făcut pentru organizarea acestei zile festive. FC Argeș merită ca în permanență să fie în atenția opiniei publice, a piteștenilor, pentru că ne este echipa de suflet, echipa care ne-a scos în lume, atât pe plan național cât și internațional, prin rezultatele obținute. Aș vrea să subliniez că perioada 1970-1980 a fost cea mai perfectă, deosebită, prin performanțele obținute pe plan național și internațional. Eu nu-ți merit astfel de sărbătoare, echipa merită și din tot sufletul îți dorim o comportare cât mai bună în prima ligă. Sunt ferm convins că ești capabil de așa ceva și că vei reuși să duci FC Argeș pe trepte din ce în ce mai sus
și în viitor să-ți realizezi obiectivele pe care vi le-ați propus. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamnă. Mie mi-e foarte greu să-l uit vreodată pe Gicu sau pe dumneavoastră, pentru că am fost împreună mulți ani de zile. Mai precis aș putea să spun din primăvara lui 1962 până în 1978. A făcut parte integrantă din sufletul meu și din familia mea. Sănătate și bucurii și succes! Mulțumim, domnule! La copilăria mea. Nu știu câți de aici mai știți că la un moment dat exista un magazin în care se vindeau fotografii ale fotbaliștilor echipei FC Argeș. Știți unde era? Primul magazin era undeva acolo lângă restaurantul Argeș. Strângeam câte un leu, câte doi lei pentru a merge să cumpăr o fotografie a unui fotbalist al echipei. Pentru că toată viața mi-am petrecut-o aici în Pitești, toată viața mea am crezut că nu există nimic mai presus decât să iubești această echipă. Mândria mea de copil este când mergeam pe ștrandul Piteștiului și puteam să-i dau o minge lui Neagicu. Ia, Neagicule, să nu mai ești matare că ai ieșit minge afară, alerg eu. Mândria mea este că am cunoscut foarte mulți din cei ce ați reprezentat gloria județului Argeș prin echipa Fotbal Club Argeș. Îl văd aici pe Aurel Ancuța, pe domnul Chivescu, pe Andrei Speriatu, Edu, Tomadoru, e mai scund el Tomadoru, dar avea un suflet mare. Da, te-am văzut acum. Moiceanu, Moiceanu, sigur că da. Valencia. Și bucuria mea este cu atât mai mare că astăzi avem un loc în care să încercăm să ducem mai departe simbolistica aceasta a județului Argeș. Pentru copiii noștri, pentru nepoți, unde este cazul. Pentru că venind la acest magazin în care vezi acolo FC Argeș campioana României 71-72 și văzând acest tricou care are putere de simbol, pentru că el este o replică a tricourilor cu care FC Argeș a jucat împotriva echipei Real Madrid. Un copil astăzi când aude de Real Madrid spune, o, ce echipă mare, glorioasă. Dar acel copil trebuie să știe că noi, la un moment dat, cu Neagicu Dobrin, gol în minutul 4, dacă nu mă înșeală memoria, sau 5 la Pitești din penalti. 5. I-am învins cu 2-1. Poate am învins mai mult cu sufletul, pentru că și atunci Real Madrid avea o echipă excepțională. Vă spun, oamenii aceștia care s-au implicat în a aduce din nou simbolul acesta FC Argeș, reprezentativ pentru noi, merită toată stima noastră. Nu o să spun vorbe goale, dar să știți că eu mult timp am fost un om sceptic. Și în discuțiile cu domnul Cristi Genta îi spunea, nu cred că reușim. Numai ambiția, elanul, determinarea dânsului a făcut ca astăzi să fim aici, să ne bucurăm că avem o echipă în divizia, să credem că avem o șansă, să nu disperăm, lucrurile încep să se așeze, timpul trebuie să lucreze și în favoarea noastră și Dumnezeu sus acolo, alături de Neagicu Dobrin, să vegheze la ceea ce este astăzi și va fi în continuare Fotbal Club Argeș Pitești. Vă mulțumesc mult! Vă rog din marile glorii! Și să vă spun încă o dată că sunt foarte mândru că am revenit la echipa mea de suflet, la care am crescut de mic copil și cu care am obținut și puternic. Baftă multă și să dea Dumnezeu să începem bine. Dacă mai dorește cineva, vă rog să poftească. Dacă mai dorește, dacă nu, întrebări. În continuare cu fecioare. Și acum jucătorii au povară, ca să spunem așa, imaginea marelui Dobrin pe brațul stâng și practic să aducă FC Argeș acolo unde este lui. Mă puneți la o întrebare, un răspuns greu, n-are rost să discutăm din urmă. S-a făcut un pas datorită domnului Viorel, care ați văzut ce știe despre Gicu și familia mea, ne leagă amintiri foarte multe, un om drag familiei mele, dânsul m-a convins. Nu să aveți că știți că n-am cerut nimic și așa. Și a fost o pedeapsă, dar nu
pentru jucători, nici în sfârșit hai să nu vorbim. Le doresc să se bucure, să știe că de acolo Gicu, vă promit că mâine va fi victorie, că totdeauna viața a fost Fece Argeș, toată viața a fost orașul lui, tot ce l-a înconjurat a fost, și când am plecat în alt oraș, Fece Argeș a fost tot timpul sufletul lui. Numărul 1. Exact, numărul 1, vă arăt un interviu care l-am văzut acum, cum spune la 25 de ani că viața lui este Argeș, nu era atunci Fece Argeș, dar așa, orașul aici ne-am crescut, dumneavoastră l-ați făcut mare, îl țineți tot mare, poate alții au vrut să-l doboare, dar Dumnezeu de acolo ne ajută să continuăm. Mulțumim! Foarte mult să-i spun, dar după ce am văzut că nu am făcut.